Vă salut, băieți și fete, eu sunt Leo, bine v-am regăsit la un episod. Astăzi sunt din nou cu Cristi. Vă salut, băieți. Și vom face un draft tematic la FIFA 23, și anume draftul celor mai înalți jucători. Pentru că, după cum știți sau după cum nu știți, eu și Cristi suntem foarte înalți. Te rog, Cristi, să te ridici, să te vadă lumea cât de înalt ești. Deci, 1.80, băieții. Stai să mă ridic și eu. Gata, m-am ridicat. Eu am 1.90, băieți, nu știu dacă mă vedeți acum, dar uitați cât de înalt sunt. Deci, practic, nu știu cum să vă arăt, dar sunt foarte înalt. Și, prin urmare, noi suntem cei mai potriviți oameni de pe planeta asta să facă draftul celor mai înalți jucători din FIFA 23. Deci, haideți să-i dăm drumul. Are Cristi aici un draft token pentru că e bogat. Normal, normal. Hai că am dat yes. Bam. Și acum, cum facem? Alegem cel mai lung, cea mai lungă formație. Practic, asta e cea mai lungă, că zice wide. Adică da, wide care e nou. E așa și alege. Tu ce zici? Da, sau 4-3-2-1, așa e cam la fel. Mai degrabă asta, că mai... Asta e mai întins, așa e mai lungă. Bun, hai atunci să mergem pe asta și primul pic ca să-l ai... De fapt, na, nu mă alegi tu. Mamă! Cred că e Hernandez, sincer. Sau Zaha. 5-11. Deci, Ronaldinho, 5-11. Ia, vezi că e mai înalt decât... 5-11? Da, mă, Ronaldinho! Sau... Ronaldinho! Ia-l pe Ronaldinho. Ia-l tu, ia-l tu, ca să nu... Băi, nu vine să cred, Ronaldinho? Cel mai înalt dintre toți e aia? Băi, ești nebun. Mamă, e forță, păi facem 4 din 4. Următorul, ia. Ari. Sau Drogba. Băi, dar e mișto că pică icon-urile astea așa. Cred că nu e Ari, că e Drogba, sincer. Ia să vedem. 6. Mbappé, 6 foot, asta înseamnă 1.80 și ceva. Da, nu știu, 6.2 Drogba. Drogba 6.2, e cam cât mine de înalt. Eu sunt cam la 6.3, ceva în genul. Da, e... e Ari sau Drogba? Ari sau Drogba. Da, Ari, clar, părerea mea. Da, Ari e cel mai... Prima oară când joc cu Ari anul ăsta. Oh, dar ce... Zic, prima oară când joc cu Ari anul ăsta. Dar ce șmecher vin acum ăștia Icon la draft? Facem echipă de Icon sau? Ar merge, bă, dar mă enervează la draft cu astea, cu pozițiile, că da, dar nu contează așa, și... dar nu contează așa mult. Da, dar era mai, mai tare să-l am pe Ronaldinho acolo, un full. E, aici mare a... chestie. Cred că e Richard, nu. Eu cred că e egalul ăsta. 6-1, 6-1, sunt mai mult. Egalul deci sau... sau Desers. Hai, egalul, hai. Că e din și așa, să sperăm Arabia că Saudită. Să da, e, da, e de la Ronaldo de acolo. Nu, e de la adversar, de la Al-Hilal. Dacă e de la Al-Hilal. Aici, n-am idee, nu cred că e Bernardo, da. Grifo ăsta, cred. 5-11, mai e unul, da. Parcă. A, Grifo. Până acum nu sunt jucători foarte, foarte, foarte înalți. Poate ne pică tu de ceva, Kite, cred că e Kite aici, sau Donovan. Nu, Donovan e pitic, 5-8, da. 5-10, 6. 6. Bun. Da, Kite. Derek și e de Premier League, ca antena. Super hero. Uite ce statusuri interesante are. Poți să joci și ce de mea. Da, e mai bun de mijlocași, să știi, da. Box, box to box, e bun și acolo. Și de Premier League e perfect. Aici, da, ăsta contează. 5-11, 6-3, mamă, uite, ăsta e cel mai înalt jucător de până acum. Da, și cel mai rapid dintre toți. Are Hunter pe el, fii antenă care are Hunter. Da, aleargă, left iau back, picioarele de ras. Mendy, auto da, pe bancă. Cred că e Mendy, 5-11, 6-1. Mamă, cel mai stat dintre toți. Biraghi, sau, da. Cel mai slab și ca chemistry era și ca bancul. Da. Asta e bine și așa. Aici la fundaș. Mamă, dacă e Maldini, am un nebunit. Dacă e Kohler mai rapid. Ia să vedem. Mai înalt, 6-1. 6-1, 6-2. Davidson Sanchez, nenorocit, nu vine să cum cred. Cum era, mă, dacă luam și Maldini? Mamă, asta e. E ok, e ok și Sanchez, că e de Premier League. Față. Bine, de fapt toți erau ok din picul ăsta. E, da, Norar, pentru chemestrii nu chiar toți. Sau Mascherano nu e atât de înalt. Nu, e scund Mascherano. 6-0, 6-2, 6-3, Kimmingea e și cu da, mai degrabă Kimmingea. Kim Jong. Deși chemestrii nu se facă niciodată, dar mă rog, ăsta e așa. Să fie înalt acolo, aia contează. E, asta contează. Dalot ar putea fi. E, 6. Simakan. Simakan. Da, el. Da. Bă, nu e foarte rău, dar... Face cu griful ăsta, dar... N-aș vrea să joc cu griful și cu Simakan. Aici la portar. Donnarumma.
Da, hai să vedem totuși. 6-5, 6-2, 6-3, 6-5. Mai e și Q-Ball. Dar vezi că Q-Ball de ajută la chemistry, că e cu aia. Donnarumma nu face cu nimeni, nu? Va face cu Grifo și cu Biraghi un pic, dar mai degrabă, nu știu ce faci cu lui. Q-Ball mai bun. Eu zic Q-Ball, da. Hai să vedem și la rezerve cine mai pică pe aici. Un atacant clar ne trebuie. Da, da, da. Uite pe Tawamba ăla. Oare unul așa trebuie. E Dawa, Reng, Poș sau Tawamba? Nu, iar pe Tawamba, te rog, vreau să avem atacant. Tawamba. Iar pe Tawamba, te rog. Tot din Arabia Saudită. A, băi, vine și Ronaldo, îmi atenție. Face Greenlink. Ia. Mamă, mamă, dacă e unul din Robertson sau Adams, mă arunc pe geam. 5-9. 5-11? Da, mă, e Cruyff. Cruyff, mamă, ce aproape era să fie Robertson. Oi, dar nu putem să luăm pe tele. Mi-a salvat Cruyff. Nu, nu putem, nu. Nu Cruyff, putem. Cruyff. Ha, rest okay, in peace. Scund, scund. Rest da. In peace. Bine, și la Cruyff și la Eusebiu la fel, da. Da, toți trei, pă, așa e. Asta e. Legende, legende. Ce faci, mă? Scoatem. Păi, Tamba anunț că jucăm cu Tamba. Ah, da, scuze. Cruyff, stai pe bancă. Așa. Dar avem atacați de Arabia Saudită acolo. Mamă, da, da. Ok, Leao aici. Leao, Leao e. Dar Sancho e la forță rău. 5-11, 6-2, 6-2. Da, 6-2. E departe. Rafael. Dar Sancho ăla știi cum intra acolo în locul lui Grifo, mă. Da, asta e, n-ai ce să faci. Azi că e bun și Leao ca super sub. Aici Diaby, e o bună, e o bună. 7-6, mamă, 6-5, Diego Lopez, da, e portar. Da. Să știi, are vreo 40 de ani. De fiecare dată când e portar, portarul e 100%, nu se pune pe... Mamă! Fii ce am zis, am cobit-o. Am cobit-o, s-a băgat Chesney peste... Asta e că mai... Asta e că mai... A, ăla e LB. Da, e Chesney. Mamă, o să avem la portare în echipa asta, facem echipă de portari. Fii ți-ai... Mamă, dacă era și Eusebio, tu să dai seama. Nici nu crește. Da. E Eusebio acolo în locul lui Grifo. Mamă, stai că... Messi nu e sigur. Chong, Chong cred că e. Crede-mă că Chong e. 5-6, bă, dar ce pitiți sunt ăștia, uite, 5-6, 5-7, 5-7, 5-9, aolo, e Chong, ăsta e namilă. Dar uite ce shooting are, 99 shooting. Mamă, 99 shooting, pe ăsta, dacă deci, îl pui atacant, n-ar trebui să auteze niciun shoot, teoretic. Teoretic, da. A, cel mai slab dintre toți era ăsta. O, dar avem la chemistry, nu mă, nu, lasă-l pe Dinio, lasă. Și bag așa. Nu mă, nu, lasă Dinio stânga și... Nu. Bine. Dacă am zis, nu rămâne. Ia uite-l. Da, e vezi Pepe. Că ar putea fi Messi. Nu, no, n-ar putea. Pepe e înalt. Pepe e înalt. Pepe da, e înalt rău. Uite, 6. Ai 6, da. Ți-am zis, 5-7, 5-9. E el, nici măcar de Dembele. Cel mai slab din toți. Pepe, fițiar, Pepe. Bă, un CDM dacă ne-a dat și 9 și un portar. Un LB, pardon. Uite Partey. Partey, da. 5-8, 6-1. Da, mamă, era să fie Musiala. Partei. E perfect. Și uite ne mai crește. Da, mamă, ce mult ne-a crescut. Suntem senzaționali. Suntem senzaționali. Ia. Zamba Anguisa. Na, 6-0, 6-1. Schiri. Dar vezi că nu e așa la chemistry. Schiri ăsta? Da. Dar nu ori joc, mă, mai bine Partei. Hai că schiri. Da. Și aici spin... Nu, Gosens. Dar nu ne ajută aia, că sunt left wing back. Ah, nu, Evans. 6-2. E și cel mai rapid dintre toți, este. Îl jucăm, nu? Bă, ar merge în locul lui Kim Jin ăla, ne-ar da plus, cred că. Kim Jong-un. Ia. Yeah. Radu Ștefan. Ar putea român. Fi. Da. A, bun, Rakitski. Rakitski. Asta a jucat cu... La Lucescu acolo, la Shakhtyor. Și ultimul jucător, un portar. O, Spina. O, Spina, dar fratele lui Ronaldo. 6-5. Da, are... La Font, paulo, cât anabil la 2006-5. Avem la chemistry. Dar nu, uite, cu Chesney ne crește. Ah, da chiar. Și bagă-mă pe Grifo și scoate-l pe Chong. Că mai ne dă un pic în plus. Păi da, da. Și muți așa. Păi, oricum, e ok și Grifo. Ah, nu ne crește că nu e poziția lui. Păi... Cum mai e ok Grifo, nu vezi ce statusuri are, 78-79? Păi da, mă, dar avem ăia în atac acolo. Îl băgăm în primul minut pe Chong. Sau, mă, tot ca mai. Mai bine un așa. Un LB ne-ar trebui, nu știu. Un ce? Un LB, că Biraghera e mort. Jocurile au aici. Da. Aula, mă, am dat back.
Da, nu jucăm gata, cu am pierdut progresul. Ce? Am pierdut progresul. Gata, nu mai ești cam băieți, s-a terminat episodul. Așa. Hai că las, pe unde e? Da, nu, lasă-l pe Biroid. Păi unde e? Cine? Nu s-a mai schimbat gen. Am dat back și... Dar bagă-l și pe Leo pe banc. Asta e că fac. Stai că Shane nu e în echipă. Așa. Păi tot aia e. Și cu un manager s-ar putea să începem. Dar nu, te rog, pune-l și pe Tamba pe bancă în locul Evans. Da, Wamba, bă. Că-l băgăm super sub. În minutul 5. Îl scoatem pe Ronaldinho și băgăm pe Tamba. Și cu Igalo. Ia, cu ei doi atacanți. Vezi că am avea un plus, cred că. Ia uite. A, mama, ce plus, bombă. Ce plus. Ne-a crescut. Băi, sincer, echipa e bună. Derek da, chemistry n-avem. Sunt... Deci cred că avem, bă, cred că în echipa asta sunt 11 naționalități aproape. Manu, sunt 2 francezi, 2 olandezi. Asta e ganez, parcă nu? Ghana e? Da, da. Ghana. Italieni n-avem. Și pe bancă la fel avem 100 polonez. De naționalități. Da, avem 2 olandezi, dar e singura chestie. Și, care... bă, și francezi. Și francezi, da, Henri și cu ala. Perfect. Și pe bancă, nu vezi, ucraineni. Hai un manager, hai un manager. Uite, olandezul. O, Pirlo. Dar nu putem să vedem aici oare ce înălțime au? 14. Nu este puțin. Nu putem să vedem care e cel mai înalt? Cum vezi, bă? Uite, Nuri Sahin s-a făcut manager. Dar, cred că, dar cum e ăsta e gold și Pirlo e silver? Nu știu. Și amândoi antrenează în Superliga. Superliga da. Turcească. Pirlo parcă ne-a cea mai mult. Și Pirlo da, e de lui Birag, el e. Și Pirlo trebuie. E foarte înalt, știi? Adică e, da, e. Dacă nu-l știți pe Pirlo, Pirlo e un jucător foarte înalt. Da, bun. Am ieșit ieri cu el la o faci bără. Ceva tactic sau că eu nu știu să fac tactic. Da, uite, stai că am o asta, tactică. Asta lipsea, am o tactică, am o tactică. Uite asta. A, gata. Hai băi, stai să vedem, stai să nu dai. Gata, am băgat. Dar hai să începem cu primul meci, băieți. Tu ești să dai. Tu ai pus pauză? Nu. E hacker. E hacker, bă, frate, e hacker. Așa, băgă-l pe Tavamba. Eu trebuie ca o lengthy, adică... Taulu. Bă, nu-l băga, ce faci? Nu știu cum așa? Nu. A. Mai îl băgai și pe la font în fața acolo, atacat. Gata. Dar bine că avem doi portari pe banca de rezerve. Da, ne țin acolo poarta. Îi băgăm pe toți trei în poartă, ca să nu primim gol. E gata, Cristi. Hai că nu pierdem nici un meci. Bă, dacă băgăm Tawamba și Igalo în atac, putem să nici avem portar advers că tot nu dăm goluri. Doamne, băi. Nu! Ai băgat-o în poartă, Cristiane! Dar ce era să fac, bă? Nu, te trebuia să o scoți, bă, frate, dai autogol. Da, și anul trecut când am jucat la fel, da. S-a întâmplat, acum știi. Nu, uite ce faci, bă, nu-i meciul. Ioi. Am crezut că ai intrat în poartă. Dă-i. Hai, odată ce meci bun până acum. Bun. Bă, dar dă niște pase. Bale. Bale. Pizza, mamițica ta. Nu mai văzut cum alergam? Ba da, am văzut ce dă. Aoleu. Stai acolo în poartă. Iarăși autogol. Da, ne mănâncă meciul, bă, jucătorii ăștia. Dar nu mai scoate portar așa mult când e. A? Zic, nu mai scoate așa mult portar, bă, dar și ăsta e incompetent, bă, te-ai șurat, mă, a dat o singură în bar. Două autogoluri, mă, că așa sunt trecute, te vezi? Și ăsta e gol. Hai. M-am dus cu... Bine. Hai, golul tău. Revenirea. Let's go. Revenim, frate. Ce celebrare, să începem de la... Bye. Foarte tare celebrarea asta. E, a fost... Bine, așa celebrau pe vremuri, na. Da. E considerat. Și oricum la 2-0 cool. Pentru adversari. Păi, ne-am dat 3 goluri până acum, deci nu stăm rău. Da. Pas. Nu acolo. Da? Tu, jos. Ah, scuze. Bine. Bă, dar nu câștigă un duel la cap. Și era partea acolo. Adică. Păi, sincer, noi avem cei mai înalți jucători, dar... N-am câștigat un duel la cap. Avem bine, nu sunt foarte înalt. Cei mai înalți dintre cei mai pitici. Ia vezi? Tu! Nu! Peste poartă, scuze, bă, am dat prea tare. Păi, Ronaldinho Dong. Dar uite că s-ar putea să-l bate pe fraierul ăsta.
Păi a avut noroc că n-a dat vreun gol. Are echipă prea bună. Bă, are, na, Nazario ăla e. Aoleu, cum s-a întors așa? Păi e Ronaldo Prime. Și mai cântă și la Magnolin, la Mandolin. A, poate și tu, are și el, Cruyff, Figo, Ronaldo. Cantona. Are și Cantona? Da. Pas. Bine, tu. Tu. Mi-a dat-o cam tot zic că nu știam ce să... Băi, mi-era să nu scap un out. Hai. Aoleu, Chong. Avem șansă, mă, avem șansă să... Băi, dar nu mai da pase proaste. Te rog eu, din suflet. Hai, mă, Chong. Băi, dar ce face, mă, Chong ăsta? Că e varză. Cât are balance? Are, cât are balance agility? 20? E Chong. Te-ai dus. Golul tău, te rog. Cum a scos-o. Nu se poate. A stat bine, părtă. Ce-a dat scurt. Înapoi. Tu. N-aveam culori. Ce m-am dus? Golul tău, shoot. De ce shoot, nu shoot, ce-am tati? Făcut? Am vrut să te pasez. Ți-am zis golul tău. Când știu, dar tău... mi-e frică, e greu la asta de unul pe unul. Mai ok să pasezi. Te panichezi. Da, asta da. Măi, las că îl întoarcem, avem timp, avem ocazie, uite, asta e important. E, aici vreau să știu ce a fost. Bine. Nu știu, dar cum a luat mingea portarul totuși, că nu-mi dau seama. Crede și nu cerceta. Cenat? În sfârșit. Am avut noroc, l-am văzut la ultim moment, că am dat, că am mutat portarul. Da, pasta aia. Da, dar nici eu nu mă așteam, nu știam unde mi-e de pasta, că nu înțelegeam. Că eu eram cu Craig, am venit cu Ordine. Hai, mă, hai, un gol mai trebuie. Avem 20 de minute, avem timp. Ține-l acolo. Păi, ce-ai făcut, mă, tată? Nu te pula în poartă. Bă, dar cum l-ai scos? De ce l-ai scos, mă? L-am scos pe centrare. Pe centrare l-am scos. Hai! Gol tău! Dar uite cum! Da să-l întreagă la poartă când e poziția asta, că e... Aoleu, jos! Sau așa? Bago! De ce n-am dat chip, asta? Ai dat chip. Fiți da, să fie cu chipurile tale. Scoate portară, tu și cu Bill Gates dăm mai cu chipurile astea. Nu. La picioare, intră la picioare. Oaleu, ce șut. N-am avea mă să la Paul. Era îndepoare, n-am avea ce mi-a făcut. Bine, golul tău. Nu vrea să intre. Ai zis două de minte. Bași, de meci, s-a terminat. Da, băieți, și cam ăsta a fost acest episod. Un episod frustrant, pentru că, într-adevăr, am avut jucători buni, dar nu știu acum. Uite și tu primul gol. Doamne, iartă-mă. Dacă pe bun, n-ar trebui gen ei cumva să rezolve, ca bă, dacă... Eu n-am timp de reacție în momentul ăla. Ar trebui să nu pună mingea să nu pună piciorul pe minge, efectiv, părerea. Se întâmplă de astea și în viața reală, nu ai ce să faci. Da, asta da, asta. Ia să ne prindem noi un draft token măcar. Îți recuperezi și ție pierderea. Aia. Goal back. Da, băieți, n-a venit nimic. V-am pupat. Eu am fost Leo. Ciao. Pa.